Ce faci, Filip? Am vrut să documentez câtă lume e aici și câți venim noi. Cât sunt aici? Câteva sute, nu? Câteva mii. Aici? A, erau deja. Nu știu. Da, sunt ceva. Bravo. Da, câteva sute de persoane. Să ne spuneți și nouă când putem să traversăm. Putem? Te rog. A, sunt și aici o mie bună. Am bătut 12 iulie. Acum era bună o dronă, îmi pare rău că n-am avut. Nu am luat dronă. Dar chiar s-a umplut. Da, sunt
milioane, ați resetat România în două. Adică a stat peste cap jandarmeria, nu s-a așteptat nimeni. Ce-ați făcut dumneavoastră e mai rău ca un concert. Atenție! Mai rău ca un concert. Mersi! Vă spune premier. Mersi! Fraților, în Piața Victoriei, mii de oameni împotriva stării de alertă, împotriva ilegalităților, împotriva furtatului inutil al măștii, împotriva minciunilor, împotriva asasinatului economic. Toți ăștia sunt, au blocat piața. Uitați-vă puțin. Trec pe aici, prin fața liniilor. Astea sunt liniile pe unde se circulă, ca să știți și voi de obicei, da? Astea sunt liniile. Și toate astea au fost călcate, deci... Nu sunt numai în alveolă, sunt și pe aceste linii de circulație, da? E toată piața Victoriei, deci sunt două alveole, nu doar o singură alveolă. Toată piața Victoriei, ca să vă dați seama, da? Incredibil, absolut incredibil, eu așa ceva n-am văzut. După 10 minute s-a terminat afluirea oamenilor veniți din piața universității, ca să înțelegeți. Abia acum s-a încheiat afluirea lor, da? Abia acum. Pregătiți-vă de marș! Plecăm după ce strigăm, da? Unde? Pe Calea Victoriei, ca ieri! Exact ca ieri! Ăsta-i fără tătuși! Petrăște, ai glumit cu epoleții, da? Hei, normal! Bine, că n-am putut să... N-am putut să dorm noaptea! Hei, da! Este de marș, că plecăm după. Uite, cum vedeți, am zis că e Statuia Libertății.
treci și prin tracțiune. Am tehnica de aseară, nu e o problemă. Trebuie cum porta vocea. A, cătă. Da. Mai stăm un pic și plecăm, da? Trebuie să identificăm lideri de galerie, să le spunem planul, știi? Plecăm după asta, da? O luăm pe Calea Victoriei. Mihai Târnoveanu, ai 120 de oameni. Zile, ce părere ai despre această acțiune? Este o seară fantastică. Este în continuarea nopții de ieri, când 5 oameni au pornit în piața universității cu pompilul de plan Gabriela Galițescu, Aurelian și încă câțiva, Luis, Bracu, Martin. În 2-3 ore s-au adunat câteva mii. A fost cea mai mare gură de aer de libertate pe care a luat-o poporul ăsta în 30 de ani. Și România a dat încă o dată dovada că este unică în lume, pentru că nicăieri în lume, nicăieri în Europa, nu s-au făcut simultan în atât de multe orașe demonstrații de noapte. Și a fost ceva fantastic, cum a ieșit din case la 12, la 1 noaptea, la 2 noaptea, la 3 noaptea, era vârful demonstrațiilor. Așa ceva mai rar. La Brașov s-a ieșit la 3 dimineața. Astăzi la Brașov câteva sute de oameni au mărșăluit spre prefectură, s-au adunat la Biserica de Lemn și au pornit în marș spre prefectură, de asemenea și în alte orașe. Am auzit că la Brașov au umplut Piața Republicii, mi-a zis cineva. Da, și eu am aceeași informație, este ceva deosebit. Poporul român iată că este viu, poporul român păstrează legătura cu eroii, cu luptătorii, cu martirii care au luptat și au murit pentru libertatea noastră, pentru acest pământ românesc. Acum suntem în fața acestui guvern ticălos, care are ședință de guvern și hotărârea și determinarea noastră îi va convinge să renunțe la toate măsurile. 5 minute și plecăm. Auziți? Când plecăm, da, mulțumim. Doamne ajută! Când plecăm, facem așa un grup și plecăm prin ei ca să-i mai luăm de acolo. Și facem o tură pe la Albeola și plecăm pe acolo, e bine? Ca să înțeleagă lumea. Nu ești în stradă. Da. În Albeola, da. Să vedem cum ne descurcăm. De aici vom pleca pe Calea Victoriei. Va trebui să fim pregătiți pentru asta. Să plecăm pe Calea Victoriei. Da. Păi aici suntem cam malformați, adică n-avem tribună, n-avem nimic, suntem o masă mare de oameni. Nu te are portavoce. Mai avem o portavoce. Ia uite-mi. Avem o portavoce, dar de o bateria. Mai are puțin. Eu zic să mai onorăm puțin. E un moment unic. Eu zic să nu-l pierdem, să mai stăm un pic. Mai stăm. Da, poate mai vine lume. Ui, dar ce s-a întâmplat? Ești în live? Auzi, ce-a să anunțăm că plecăm în jumătate de oră? Nu jumătate de oră. Merg, cât mai repede. De ce cât mai repede? Ce s-a ajuns? Jumătate de oră. Dar la ce oră înseamnă?